Ploaia și-a făcut simțită prezența și în Cluj-Napoca, dar nu pe străzi, ci de-a dreptul în incinta clădirilor. Sediul Poștei Române din centrul orașului a fost inundat. Apa a ajuns pe locul până la gleznele funcționarilor și clienților și sala s-a transformat într-un mic lac de acumulare. Ca să-și poată plăti facturile sau să-și ridice coletele, oamenii ar fi avut nevoie de cizme de cauciuc. În lipsa lor și-au băgat picioarele în iazurile formate de ploaia care curgea din tavan. M-am udat la picioare, pantalonii mi sus, uitați, amândoi. Motivația funcționarilor din poștă a fost halucinantă. O angajată a povestit că în clădire se fac lucrări și de aceea s-a inundat încăperea, dar că e un caz izolat. Cum se apropie oamenii de dumneavoastră? Eu sunt în baltă momentan. Păi acum s-a întâmplat și adunăm acum apa. Că acum s-a întâmplat. Nimeni însă nu a sesizat pericolul care pândea din tavan. Apa se scurgea peste tot în condițiile în care în sediul poștei e plin de aparatură conectată la curent. Directorul sucursalei nu a putut fi găsit, angajatele susținând că este ocupat.